Salutare dragi -o! și bine v-am regăsit la un nou video pe canal. Astăzi, după cum știm, facem episodul numărul 2 al știrilor legate de IT și legate de jocuri și multe alte. Așa că rămâneți alături de mine și haideți să vedem ce știri au mai apărut în ultima săptămână. Bun, începem cu Razer care a lansat microfoanele Siren V2 Pro și Siren V2X. Am avut un Siren V1 Pro și pot spune că mi-a plăcut, doar că sincer să vă spun microfonul acesta pe care l am acum, nu că este o reclamă, atenție, nu, nu sunt plătit, am un ST600 de la Sudotac. După cum observați, se aude destul de bine. O să le iau în mână, probabil o să auziți anumite sunete. Așa arată microfonul. După cum vedeți, eu în momentul de față m-am îndepărtat de el, iar sunetul captează destul de bine. Are un volum gain acolo și este doar 100 de lei. am dat pe el în bani românești și pot spune că mi se pare mult mai bun ca și Ryzen. Asta este părerea mea. Acum, după cum știți, eu citesc știrile și îmi dau cu părerea la fiecare știre. După cum observați am ales aici destul de multe știri, așa că avem un episod foarte lung, așa că hai să nu mai stăm la palavre. Micro, Microfon, era să zic Microsoft. Microfonul noi de la Ryerson, poate unul dintre cele mai bune din piața pentru gaming și streaming. Pot spune că nu este așa. Domnul Gabriel de la Arena IT. Aceasta garantează cea mai bună performanță din clasa lor cu o reproducere puternică și bogată a vocii. Ele pot concura cu microfoane profesionale din industrie, precum și cele folosite la radio. Filtre high-pass și limitate analogice vor asigura că microfonul captează doar ceea ce dorești tu, acestea, acestea filtrând în mod natural zgomotele de fundal. Microfon dinamic pentru o bogată așa, o gamă de 20 de Hz răspuns în frecvență pentru a capta întregul spectru al vocii. O gamă de 20 Hz. Haideți să ne uităm cât are ăsta. Sunt curios, dar doar sunt curios. Frequency Response. Da, nu știu dacă se vede foarte bine, uh, cred că o să vă fac o poză, cel mai bine, da, deci frecvența de răspuns are tot 20 de Hz, atenție, uh, sensibilitatea. sunt curios cu sensivitatea, uh, high pass filter pentru a opri capturarea sunetului nedorit de frecvență foarte joasă, după cum uh, observați în momentul de față nu se aude aproape nimic pe fundal. Probabil doar labele câinelui meu pe parchet, dar uh, în momentul de față merge și aspiratorul Smart care curăță prin casă, sună prin camera cealaltă. Eu îl aud cel puțin, nu știu dacă îl auziți. Bun. Analog gainer limiter pentru a preveni distorsionarea vocii. Uh, analog are? Da, are și el. Uh, interval dinamic ridicat și cu o am mulțumită în birre de 24 de biti. Păi pe bune. Așa, cât despre V2X, microfonul condensator de 25.000 pe bla bla, bla 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 bla, cam aceleași chestii. Uh, și costă, bineînțeles, 100 și ceva de euro. Ceea ce mi se pare un preț exorbitant, țin cont că eu am avut un microfon de studio înainte și am zis, bă, hai să-l iau și pe ăsta, practic am luat pentru soția mea. Și vă spun sincer că eu sunt super super mulțumit, nu trebuie să stau cu, dacă vă aduceți voi aminte, uitați-vă în primele clipuri când aveam uh, microfonul aici ca să mă aud super bine. Adică acum pot să vorbesc normal fără să fiu nevoit să să îl vedeți și voi ca și microfon, da? Bun. Uh, cam asta a fost despre Ryzen. Din punctul meu de vedere, mult prea pe Luați-vă ceva mai ieftin. Cum am spus, eu am în momentul de față 7600 de la Sudotac de pe Amazon. L-am am dat 22 de lire, echivalentul la 100, 120 de lei, ceva de genul. Bun, mergem la următoarea știre, scrisă de Cristian Răducă. Black Friday a început la Flanco. <laughs> Țin să precizez că eu am lucrat la Flanco. Am lucrat câțiva ani și chiar m-au angajat pentru campania de Black Friday. M-au angajat undeva prin septembrie, și vă spun sincer că prețurile creșteau înainte, mult înainte, mă refer undeva prin martie creșteau și scădeau în mă rog, scădeau. Nu scădeau, ajungeau la aceeași performanță în zona de Black Friday. Bineînțeles că Black Friday la noi este o mare mare fel, o să vă arăt chiar și un Black Friday în Anglia. Așa că rămâneți aproape, nu uitați să dați subscribe, da? Astă uh, astăzi sunt cel rând de care au lăsat promoia la, până 80% de, uh, la diverse produse. <laughs> 80%, da. Este o reclamă tâmpită, dar am avut de spus chestia asta. Știam că este o reclamă tâmpită, doar că am zis, bă, haide să vă zic și chestia asta, că eu am lucrat la Franco, pot dovedi cu contractul de muncă, glan, chiar și aici, după mine, în Anglia. Bun. Microsoft și AMD au rezolvat problemele la procesorul Ryzen în Windows 11. După cum ne amintim, aveți mai sus în, cum vă uitați voi, în dreapta, eu o să arăt în stânga, linkul de la primul episod de știri. Microsoft și AMD aveau probleme, mai ales Ryzen aveau probleme în Windows 11. Se pare că... Uh, exact cum am spus și atunci lansarea lui Windows 11 nu a fost lipsită de probleme, foarte mulți utilizatori de, de procesoare AMD au re au raportat o degradare considerabilă a performanței după upgrade-ul la noul sistem de operare. Motivul, scheduler sistemului de operare nu comunică cum trebuie cu procesorul și atenția pentru cache L3. Uh, era, era neobișnuit de mare iar asta ducea la o penalizare de performanță până la 15%. Microsoft și Media au identificat problemele și începând de astăzi oferă patch-uri. Uh, sincer, m-am cansatura să fiu eu cobaiul uh, celor de la Microsoft. Ba chiar o să fac un clip special pentru Microsoft uh, legat de de ce m-am mutat, mutat eu la Windows, uh, de ce m-am mutat de la Windows la Linux în care o să explic cu dovezi de ce m-am mutat. Deci, pur și simplu, nu, nu mai place Microsoft. da? Acestea sunt disponibile sub forma unei versiuni de driver pentru chipset și intermediul site-ul AMD, dar și pentru Windows Update. Actualizarea pentru Windows 11 este KB56746 și este livrată către toate sistemele afectate care rulează build-ul final de Windows 11. În teorie Windows 11, repet, în teorie Windows 11 ar trebui să fie acum perfect funcțional pentru sisteme cu procesoare AMD. Însă nu v-aș recomanda să vă grăbiți cu update-ul, există încă mici gliciuri pe aici, pe acolo, iar recepția unui reschin la nivel de interfață, Windows 11 nu aduce nimic nou. Exact ceea ce am spus și eu în alte clipuri, Windows 11 este doar o tematică al Windows 10 și cam atât. Bun, trecem mai departe, cum am spus avem foarte foarte multe știri, Nvidia prezintă o nouă generație de cloud gaming, am văzut asta și la Dan Kadar pe zona IT, un om super de treabă, am comunicat cu el câteva ori, neștiind că eu sunt în spatele e-mail-ului, practic au făcut, după cum știm, toate jocurile rulau pe un 2080, iar acum cine va dori să meargă pe RTX 3080 va avea acces exclusiv la noile servere, pentru că au băgat servere noi, uh, cu peste 1100 de jocuri până la 1440 p sau pe PC sau pe Mac, 4K HDR pe Nvidia Shield și până la 120 frame-uri cu ajutorul aplicației de PC, Mac sau Android. Cu această nouă grafică și tehnologie, Adaptive Sync, membrii GeForce Now se bucură de game la o latență foarte scăzută. Băi, nu mi se pare o foarte scăzută la 58, parcă era latența, uh, mi se pare destul de mare încă. Deci, na. Uh, Opo vrea să-și introducă propriile să-și producă propriile procesoare. Băi, oare chestia asta e din cauza la, la Huawei? Dacă ne aducem noi aminte, Huawei au avut, au avut probleme foarte grave din cauza asta, se ridicau foarte mult, foarte, peste, mult peste iPhone și peste Apple, mă refer, nu neapărat peste iPhone, pentru că au scos și laptopuri care se uitau colacot la cod cu, cu, cei de la Apple. Și a, ce zice Opo, bă, hai să ne facem noi procesoare ca să nu depindem de ei, dar până la urmă tot de ei vor depinde din cauza că trebuie licențiate uh, acele planuri pentru a crea procesorul. Opo are planuri mai, compania de de gigantul grup chinez BBK, chinez, pardon, nu chinez, vrea să-și producă propriile procesoare, Acesta se va întâmpla prin 2023-2024, se vor... Și vor să folosească procesoare realizate pe 3 nanometri de a TMSC. Exact ce am spus mai devreme, astfel OPPO salutul Apple, Google și Samsung, care își produc deja propriile platforme. OPPO ar putea deveni noul Huawei, iar bandurile mai mici în cadrul grupului Realme, Vivo sau OnePlus ar putea crește și profita de gi uh, succesul gigantului OPPO. Uh, da, dar din punctul meu de vedere nu se, va, nu se va alătura succesului lui Huawei. Am avut Huawei, mi se am și unul pe aici și acum, deci uh, haideți ca să, să vedem, da? Scrie Huawei, uitați-l un pic în ce stare este, da? În ce stare este? Crăpat mai de capul lui. Băi, și totuși merge. Vă spun sincer că merge. Acum nu cred că mai are baterie. Da, nu mai are baterie, dar vă spun sincer că merge perfect. Da? Deci eu zic că nu se va ridica calitatea lui Huawei. Punct. Bun, DDR5 va fi mult mai scump. Păi, după cum se știe, în momentul când se lansează un nou DDR, cum a fost și DDR3, cum a fost și, la DDR3, cum a fost și la DDR4, au fost mai scumpe la început, iar pe omul ușor ușor au scăzut. Așa se va întâmpla și cu DDR5. DDR5 este gata, Intel deja are prima platformă care acceptă memoriile DDR5, iar producătorii vor urma să prezinte oficial primele module a zilele acestea. Totuși, prețurile pentru DDR5 vor fi foarte mari. Da, știu că vor fi foarte mari. Ba chiar și eu am un trident uh, în momentul de față, în Cacuator. Bun, vreau să vorbesc aici puțin, repede, repede de pe, despre Intel. Uh, prea să aruncă el repede, mamă, să oferim de tehnologii, dar procesoarele fabricăm tot la 14 nanometri? Cum bine asta? În fie, Sau la 10 nanometri, ceva de genul. Uh, deci, da, nu nu sunt de acord cu Intel. Procesoarele Intel uh, Alder Lake uh, sunt primele care vor putea rula prime memorii RAM de 15 plăci de bază cu chipset GZ690. Din păcate, pentru noi, consumatorii finali, prețul pentru DDR5 va fi cu până la 60 mai mare în comparație cu DDR4. Abia după 2 ani vom vedea că prețurile vor scădea și vom spune că memoria este acceptabilă. Da. Saralin uh. Sara Alin, din cadrul MSI a oferit aceste informații de sursa este una oficială. Bun, Facebook își schimbă identitatea, va avea un nume nou. Băi, mi se pare foarte tare știrea asta, chiar vreau să vorbesc despre chestia asta. Facebook va o uh, uh, mai judea anul viitor, iar prima modificare va consta în uh, denumirea numelui. Uh, Facebook nu se va mai denumi doar Facebook. Facebook nu se va denumi Facebook în curând. Mă rog, cine a scris știrea? a scris-o un pic aiurea. Pe 28 octombrie vom lua parte la un eveniment unde vom afla mai multe informații despre viitorul companiei. Cu Facebook astăzi reprezintă mai mult decât o platformă de socializare, Instagram, WhatsApp, Oculus, fac parte din aceeași echipă, s-ar putea să se niște schimbări. Concret nu știu despre ce e vorba. Mulți spun că rețeaua de socializare se va schimba numele, iar denumirea face, de, de Facebook va fi păsată pe compania mamă, așa cum alfabet este în spatele Google. Uh, această schimbare are mai multe motive. În primul rând că este vorba despre business aici. Mm, mm. Facebook a avut multe probleme aici vreau să ajung. Facebook a avut multe probleme în timp și, trebuie să-și spele imaginea de băiat rău. Iar Mark se concentrează în ce ce mai mult pe partea VR și probabil vom da noi produse sau servicii care ar putea schimba radical platforma. Băi, asta am auzit și eu uh, cu... Bine, am, auzit am auzit din surse neoficiale, dar am auzit-o... Nu, nu scris, nu vă gândiți, am vorbit cu oameni și... Am văzut că Mark Zuckerberg vrea să-și schimbe numele din cauza că, dacă vă aduceți voi aminte, are probleme cu Australia, are probleme cu mai multe țări legate de Facebook, de cum, uh, cum reacționează Facebook la oameni și multe altele, și tocmai de aceea vrea să-și să schimbe numele pentru a pleca cum mai veni din, uh, din acea branșă de băiat rău între ghinimele. Da? Deci. Uh nasol. Pentru că, vedeți voi, de, de exemplu, cu soacra mea, eu nu mai folosesc Facebook, vă spun sincer, și, uh, ba chiar nu-i știu că mai am instalat. Nu, nu mai am instalat, am instalat doar Messenger-ul, pentru că vorbesc cu soacra mea. Soacra mea nu se descurcă cu WhatsApp-ul. Și, bineînțeles, WhatsApp-ul este aceeași chestie ca și Facebook. -ul. Am încercat să-i zic, bă, hai pe Telegram, hai pe Alte programele nu vrea și din cauza asta suntem atât eu cât și soția cât și copiii mei Suntem obligați să rămânem pe, pe Facebook pentru a fi nevoiți să vorbim cu cei din țară Dar vă spun sincer că Facebookul și-a pierdut deja interesul de mult timp Ce puțin în familia mea de ce puțin 3 ani de zile și l-a pierdut În fine Trecem mai departe la Bitcoin, înregistrează un, max, nou maxim istoric. Chestia asta, bineînțeles, cred că se datorează lui Elon Musk. Nu știu de ce crede. am, am eu impresia asta. Pe fondul unei inflații fără precedent în 10 ani, investitorii găsesc refugiu în Bitcoin. Moneda digitală cu cea mai mare capitalizare pe piață a ajuns la din auri la o cotație de 66.000 de dolari. Bla, 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 după o corecție îndelungată a avut un minim de aproximativ 20 de dolari în luna iunie. Bitcoin a recuperat rapid și în această lună a înregistrat o creștere de 50%. Uh, băi, țin cont că, de exemplu, HSBC, cea mai mare bancă din uh, UK și Loițul, au închis uh, tranzacțiile cu criptomonede, adică nu ai voie să faci ceea ce mi se pare un pic pe care dacă vrei să faci niște bani și tu nu ai cont de genul Enasol, trebuie neapărat Revolut sau nici nu știu dacă Revolut mai merge. Lăsați-mi într-un comentariu mai jos. Netflix va oferi jocuri gratuite și fără microtransacții pentru abonați. Uh, da, microtransacții și-au făcut apariția foarte mult în uh, în lumea asta a jocurilor ceea ce este un pic deranjant dar da Netflix își pregătește intrarea în industria gamingului și încearcă să obțină un avantaj competitiv uh, pun aici un pic de punct pentru că vreau să vorbesc ceva Am obs ați observat că în ultimul timp uh, toate marile companii Microsoft și Netflix și multe altele văd că gamingul este bănos da, și ce zice băi hai să intrăm și noi pe piața asta a gamingului să producem și noi niște bănuți Uh, să nu uităm că Netflix până la urmă era, a început ca o firmă de închiriere DVD-uri, da? Și automat vor și ei să mănânce. Ceea ce mi se pare un pic ca iurea. Băi frate, când vrei să lansezi un joc, uite, eu de exemplu fac jocuri pe Android. Nu fac doar de dragul de a face. Apropo, găsiți un link mai jos cu toate aplicațiile mele create de Android, pe Android. Uh, nu, nu neapărat uh, Bă, hai să fac un joc doar de dragul de a face. Nu, tati, faci un joc cum îl fac eu. Eu îl fac de la zero, cu tot o nouă idee, cu tot un nou sistem și multe altele, da? Ce puțin asta mi se pare corect. Pentru că nu... Hai să facem joc doar de dragul de a face. Mă rog. Uh... Să obțină un avantaj competitiv cât mai important în fața marilor jucători. În ultimul raport financiar trimestrial, compania menționează că toate jocurile pe care le vor dezvolta și vor fi puse la dispoziție abonaților fără costuri suplimentare, microtransacții sau alte surse de monetizare. Același raport subliniază că accentul va fi pus pe satisfacția abonaților și calitatea conținutului. Pe, din punctul meu de vedere, un joc trebuie să aibă poveste, grafică, mecanism și cam atât dacă au chestiile astea trei, pentru mine all in. Uh, Netflix menționează că jocurile sale vor fi lansate pentru începutul, pentru început pe platforme mobile, urmând ca apoi să adaugă și pe PC-uri și console. Uh, da, pentru că este foarte ușor să faci un joc uh, să funcționeze și pe calculator, uh, și pe mobil, pardon, și pe console. Cum? Simplu, prin uh, Unity, de exemplu, eu îl folosesc cu Unity, în momentul când exportezi, ai acolo Google, mă rog, Android, uh, Linux, Mac, uh, Windows și câteva chestii, da? E, eh, chestia asta e foarte ușoară, pentru că tu îi dai direct de, pentru smartphone, adică Google, Android și Mac, adică Apple iOS, da? E, eh, în momentul ăla, tu deja ți-ai făcut jocul pentru, pentru joc, pentru mobile sau tablete, da? E. De acolo tu să va proiectul în alt folder, cum mai și pe mai dai pentru console, pentru astea. Deci e foarte ușor ex... extragi, nu extragerea. Uh, publish-ul. Publishing-ul este foarte ușor pe Unity și cred că o să o să vedem noi niște Unity, o să chiar o să luăm un joc să să-l disecăm, să vedem în ce program este făcut. Bun, trecem mai departe. O extra opțiunea a patru care oferă este oferită gratis două luni la Digi. Băi, nu știu de voi, dar mie mi este foarte, foarte dor de Digi. Eu în momentul de față, ca să nu vorbesc prostii, speedtest.net, uh, facem un test rapid, 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 rapid. Și după cum vedem, am ping 119, da, și cu 7 mega download-ul. Uh, vă zic sincer, cel mai mare pic pe Steam l-am avut de 961, să, vă, să, vedeți și voi, da? Deci 961, cel mai mare pic. Deci nu, nu ajunge nici la un mega. Iar upload-ul, acum e, vă spun zice că e bine, aveam și 0.02. Da? Deci în momentul de față mie îmi este foarte doar de Digi. Iar după cum se observă Digi în ultimul timp, bagă 10 giga, pac, 5 giga, e, e ok, e ceea ce trebuie. Chiar dacă ei în trecut au au uh, rupt monopolul, adică au distrus companiile mici, cum ar fi Sezon, cum ar fi, uh, -a, nici mai știu, erau una prin București, încă una în afară de Sezon, nu mai știu, în fie, erau foarte multe, foarte multe companii micuțe care ofereau net foarte, foarte puternic. În fine, trecem la știre până la finalul lui octombrie. Digi organizează pro uh, campania promoțională 4 ca să fie impresionant, exclusiv online. Pentru cei care care poți beneficia de lung gratuit la contractarea pachetului. Mai exact, abonații care vor activa online, exact opțiunea 4 ca vor beneficia de oferta curentă. Aha, deci este doar online, ok. Uh, bun, va fi, ex costul ex va fi de 5 lei pe lună, nu mi se pare mult, țin cont că noi avem ce mai ieftin internet din, 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 din lume, de exemplu eu în momentul de față, pe viteza care ați văzut mai devreme, eu dau undeva la 30 de lire, 3 ori 5 6, undeva la 1000, 700.100. Doar pentru internet, dacă aș fi ales și televizor și asta m-aș fi dus lejer în 70-80 de lire. Bun. Apropo, lucrează pe stradă cei de la Fibra optică. Abia aștept. În principiu, se obține nouă perioadă minimă de abonare la Digi. Asta înseamnă că, dacă, asta înseamnă că, dacă, după ce. Băi, e ca cacofonie sau mi se pare mie? Dacă după ce două, cele două luni nu sunteți mulțumiți de serviciul oferit, îl puteți activa din contul online. Uh, bun. Băi, cred că e online. Nici nu știu. Exact, așa. Ba. Aha. Faptul că vă oferă în acest moment doar două canale TV. Digi 4K și Eurosport 4K. Pe canal propriu sunt folosite meciurile de fotbal din Champions League, Europa League, Bla, 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 bla. În timp ce Eurosport puteți vedea evenimente sportive importante, inclusiv sportul de iarnă. Mă poate gândul, bra, nu mai trebuie să zic te poate pe tine gândul domnului Cristian Răducă. Uh, da, dacă ar fi fost puțin mai multe canale, ar fi fost mai ok, dar eu presupun că în cel puțin 3 ani de zile toate canalele, cum ar fi Antena 1, protv ul și multe altele, vor trece la 4K. Eu, sincer, aștept acele istorii și Național geografic 4K. În fine, Valv, valv, uh, valv, uh, Valve, uh, să bem și o gură de cafea. A, așa, Valv introduce un uh, proces de validare pentru jocurile de Steam Deck. După cum am spus și în uh, episodul trecut, Steam Deck-ul va fi un mare, mare, mare interes pentru, pentru lume, pentru că frate, te poți juca orice joc, nu trebuie neapărat să depinzi de jocurile celor de la Nintendo. Și o să vedeți voi cum Linux-ul va crește ușor, ușor. Mai ales că dacă ne aducem aminte Linux Tech Tips, aveți un link sus în stânga, spune clar, vom trece pe Linux, vor face un challenge în același timp, dar vor să treacă și pe Linux cu tot, adică gaming, editor video, editor grafice, producție și multe alte, totul pe Linux, ceea ce ușor, ușor o să vedeți că crește Linuxul. ul Dacă ne amintim, data trecută aveam pe ProtonDB, aveam undeva la 16.300, iată că acum avem 17.700. Nu mă credeți? Dați un click pe linkul din stânga sus și o să găsiți linkul în care vă arăt tot din nou de la ProtonDB, unde avem 16.300. Deci doar într-o săptămână deja avem 300-400 de jocuri adăugate, ceea ce este ok. Deși este un pic în toată regula, uh, stim de că ar putea avea probleme de contabilitate cu titlul În o demonstrațatură, consola are screen și control, iar rezultatul este una uh, optică și poate genera probleme. Tocmai din, din aia, din aceste motive, Valve a anunțat introducerea unui nou sistem de validare pentru jocul cu clasificare pe patru categorii. Validat perfect funcțional și optimizat pentru Steam Deck, jucabil, nesuportat și nevalid, neverificat. Ciudat. Păi de ce zice validat? Mă rog. Uh, Valve menționează că, joc, că, un joc trece de filtru de validare dacă respectă standardul de performanță și de minim 30 de cadre de secundă. Ok. Are fonturi perfecte, perfecte lizibile la rezoluția antivă, nu necesită intervenția unui utilizator cu tastatură sau mouse și are mecanisme anti -chat și DRM. Titlurile din categoria jucabilă pot rula, dar nu la nivel de performanță acceptabil. Categoria nesuportată între toate jucurile VR și unele care au soluții DRM anti incompatibile cu hardware-ul consolei Tocmai de aceea, oare, dacă ne aducem noi aminte uh, Cei de la Epic Games Pack intră pe lumea Linuxului. ului Tocmai ei care au spus că nu suportă Linux-ul Acum oferă suport pentru anti-cheat uh? Pentru că se lansează în sfârșit ceva Și ei zic, bă trebuie să fim și noi acolo ca să ne vindem produsul Cum ar fi uh, Fortnite Hmm. Vedeți, vedeți cum, cum, se schimbă lumea? Și, bineînțeles, intrăm la Apple M1 Pro și M1 Max, cele mai rapide procesoare pentru laptopuri. Băi, nu cred că are, să are rost să zic foarte multe despre chestia asta. Știm cu toții de la început că macOS-ul a fost primul. Nu uitați să dați abonare pentru că urmează câteva episoade despre Windows și despre cum a furat el softul da? Mă refer cel de la Bill Gates, a furat de la Steve Jobs. Deci, nu uitați să dați un subscribe și, bineînțeles, activați clopoțelul, pentru că nu știți când îl voi pune. Este în curs de facere, pentru că sunt foarte, foarte. cred că milioane, nu milioane, dar sute de poze sunt și sunt milioane de informații care trebuie să le pun cap la cap. Uh, da, știm cu toții că Apple a fost primul da? și, bineînțeles, că ei au, zis, au dormit. Dar să nu uităm că în 2008 sau 2007 am avut iPhone 2, țineți ține cont că am avut iPhone 2 în 2008, am dat pe el pe vremea aceea, adică deci era undeva la 4 milioane, 5 milioane, să a minim pe economie, nu mint, eu luam 8 milioane, 8 milioane luam pe minim pe economie și am dat pe el atunci 30 ceva de milioane la mâna a doua de la un băiat, da? După cum știți, sunt fan AES, da? Deci îl ador pur și simplu. Bine, probabil o de acum a poate ce da, bă, e fake, e băgat în carcasă. Nu uitați. Este un iPhone 12, nu am vrut 12 Pro Max, nu am avut cine știe ce. Pur și simplu pentru ceea ce îmi trebuie mie, uh, să mă conectez la servere, să lucrez de acasă remote, pentru mine este perfect acest iPhone. Și da, în 2007-2008 uh, au lansat uh, iPhone 2, a fost revoluționar, pe că Apple, și Samsung a lansat uh, S1 dacă nu mă știu eu, S1, da, mă rog, 1 uh, unul pe acolo, au lansat și ei în sfârșit un smartphone, da. Uh, avem o memorie pe M1 Pro, avem o memorie de 200 de GB pe secundă, pe 5 nanometri și bineînțeles pe M1 Max avem o memorie de 400 de giga bits pe secundă, memoria bandwidth. Uh, băi, eu nu înțeleg o chestie și poate mi explica și mie cineva, cum naiba ăștia reușesc, da, cu cooler, pasiv, pentru că M1 mi se pare că va avea culori pasiv, dacă nu mă înșel atenție. Și alții cu răcire activă nu reușesc. Inter. Așa, revenit. După cum am spus, da, Facebook dorește să-și schimbe numele. Și am terminat, a nu, mai avem o știre destul de importantă de, de pe go4it, adică pe, de pe go4games.ro. Un băiat de 11 ani a ucis o fată de 9 ani care l-a învins într-un joc online. Băi, tati, eu am 3 copii, da? Haideți să vi arăt ca să nu ziceți prostii, da? Deci am 3 copii, da? Băiatul meu care are 11 ani, fata mea care are 13 ani și fetița mea care are 8 ani, da? Bun. Deci eu am 3 copii. Vă spun sincer, să dau asta un pic mai jos, așa. Vă spun sincer că în momentul în care se joacă un joc, de exemplu, se joacă Fortnite, se joacă Roblox, se joacă Counter-Strike, băi, sunt un pic atent să văd ce se întâmplă, cum reacționează, dacă pierde, dacă nu știu ce. La început, băiatul meu spăgea tastaturi. De deci ce am vreo 4 sau 5 tastaturi prin casă care sunt sparte din cauza nervilor în jocuri online? Bineînțeles, până în momentul în când ne-am zis, băi, tată, eu nu-ți mai iau, te calmezi, trebuie să înveți să-ți controlezi nervii, da, și eu moftic, și eu aia, dar totuși hai să ne revenim. Da? Aici, din punctul meu de vedere, în această știre scrisă de Alex Manole, este vina părinților. Este vina părinților pentru că nu au pus piciorul în prag, când au văzut bă, stai puțin că asta e prea nervos în momentul când joacă online. Da? Hai să vedem un pic reacțiile lui. Da? Și haideți să citim un pic repede, repede de toată știrea. Uh, un băiat în vârstă de ani din India a ucis o fetiță de 9 ani într-un mod șocant după ceea ce s-a abis în repetate rândul într-un joc video online de tip Battle Royale. Uh, băi, tată. Uh, băi, tată, totuși, uh, dacă te îmbigi de câteva ori, înseamnă că ești prost. Pe cum ar fi acum, fiul să mă omoare că îl bat eu la Counter-Strike. În fine. Capul victimei a fost drobit cu pietre potrivit polițistei. Băi, cu pietre, bă, băiatule, zici că suntem în... în era glaciară? Sau pe timpul Domnului nostru Isus Hristos, nu? Când se omora oameni cu pietre. Bine, știu că și în țările arabe încă se mai omoră cu pietre. Incidentul s-a petrecut într-o suburbie din orașul Indore, Indor, cel mai populat sat din statul Madia. Mă rog, nu știu să citesc chestiile astea. Băiatul a adus fata într-un loc din apropierea din casei lui și a zdrobit capul cu pietra ce au transmis atletatorii. Și de copii se tachinau frecvent, iar fata i-ar fi ucis recent băiatului un animal de companie. <laughs> după o crimă, băiatul s-a ascuns în baia, în baia familiei, unde a fost găsit de poliție după mai multe ore. Coful fetiței a fost descoperit de familia care o căuta, transmite Times of India. După incidentul șocant, Poliția a făcut apel la familie să-și ghețe copiii care petrec tot mai mult timp pe internet. Corect! Co Băi, ok, nu ai timp. Instalează-i, frate, un keylogger. Un keylogger să vezi ceea ce tastează, să vezi ceea ce vorbește, să vezi cu cine vorbește, ce se joacă, pe ce site-uri intră. Credeți-mă că eu am făcut asta și sunt mulțumit. Ba chiar mai mult i-am instalat și băiatului meu și fetei mele cele mari um, și, bineînțeles, cele mici i-am instalat uh, un keylogger pe un telefon, pe că ei au Android și poți instala foarte ușor un keylogger, în care eu primesc notificare în caz că uh, se abate de la drum, cum ar fi uh, săptămâna la trecută, fata mea a ieșit de la școală și nu a venit direct acasă pe traseu, care era făcut keyloggerul să vină. Și s-a dus prin parc, a mai stat pe acolo vreo jumătate de oră, eu fiind acasă și nici soția mea, și bineînțeles am primit notificare, pac, frumos, băi, vedeți că s-a bătut atâția metri de la zonă. Pentru că eu, în momentul când am făcut keylogger-ul, i-am dat, bă, pe aici trebuie să meargă Google Maps-ul, etc. Știm, da, ce se pricepe, ce se pricepe. Și s-a bătut de acolo. Bineînțeles, am pus mâna pe telefon, unde ești? A, da, pe păi acum am ieșit la școală. Băi, de ce mă minți? Vorbim când ajunge acasă, treci imediat acasă. Și bineînțeles, am văzut pe telefon în momentul ăla unde s-a dus, da? Caleb este nedetectabil, nu știe că l-are acolo și bineînțeles nu cred că va afla cât de curând. Uh, are 13 ani, 14 ani, gândiți-vă că trebuie să am grijă, mamă, deja au trecut 30 de minute și trebuie să ne grăbim. Cazul jucat s-a la scurt timp după ce un student s-a sinucis tot în India, cel mai probabil din cauza faptului că jocul video PUBG a fost interzis de guvern. Uh, Tânărul care devine să obsedat de joc s-a spus într-o calitate din satul uh, Bengalul de vest. Tot în statul asiatic. Sunt asiatici ăștia? Nu știu că sunt asiatici. Un adolescent a cheltuit economiile familiei, echivalentul a peste 21.000 de dolari în jocul video PUBG. Băiatul de 17 ani a folosit conturile părinților pentru a face achiziții în joc pentru el și prietenii lui. Aici vreau să, să adaug și eu ceva. eu sunt pe un grup, să se poate, pot arăta, pe WhatsApp. Livratorii de temut, vedeți voi aici? Livratorii de temut, da? Aici suntem undeva, pentru că pe timp de pandemie, ținând că tot a fost închis, m-am băgat pe o băreală și pe bă, justiți ca să livrez, ca să aduc bani familiei. Nu este o nicio rușine să muncești din punctul meu de vedere. Și era un, e un tip, nu o să-i dau numele, care are un copil. El are undeva la 43 de ani, tipul. Iar copilul are undeva la 16-17 ani. Și a cheltuit 20.000 de lire să-și cumpere tot ceva în PUBG. Băi, tati, eu nu înțeleg o chestie. Uh, a, și uh, tipul nu i-a făcut nimic. I-a zis, băi, tati, știi de ce ai făcut chestia asta? Nu știu ce, nu știu cum. Banii erau strici pentru a-și achiziționa o casă. Da? Uh, dacă erau copiii mei, erau pedepsiți, poate bătuți la cur. Da? Pentru că și mie mi-a dat mama și am crescut. Da? Uh, eu nu am avut tată. Și pot spune că nici nu a pedepsit pe păi automat copilul acum cum percepe chestia asta deci din punctul meu de vedere aveți grijă ceea ce faceți da? Bun trecem mai departe, utilizatorii de Instagram și de Instagram pot publica acum conținut din interfața desktop bă, nu prea e bine și vă zic și de ce pentru că Instagram a pornit special pentru telefon da? a fost o formă de socializare special pentru telefon. Acum dacă voi treceți chestia asta, mă refer cei de la Facebook um, e aiurea. Pentru că o să-și pierde interesul. Credeți-mă că o să-și pierde interesul. Vor apărea alte, uh, alte rețele sociale care vor lua fața. O să vedeți. Pixel 6 și Pixel Pro și toate la prețul mai mici decât concurența. Google va prezenta oficial abia mâine seara, bla bla, 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 bla. le-a prezentat deja. Uh, băi, din ceea ce am citit și din ceea ce am văzut, îmi place cum arată. Doar că, din păcate, eu am avut un Note 10 până acum, cred că undeva la câteva luni. Note 10 plus 5G. Pot spune că mi-am luat uh, acest iPhone, deci am avut iPhone 2 în 2008 uh, și apoi am avut fiecare versiune de iPhone până la iPhone 7. Când am văzut că iPhone 7 seamănă cu iPhone 6, nu mi-a mai plăcut deloc. Și am, am, am trecut pe Android, am avut S8, S9, S10, Note 10. Nu, not 9 și not 10. Mie mi-a plăcut foarte mult seria Note. Și am trecut la Android. Pe moment când am văzut că au lansat iPhone 12 cu, cu designul de la iPhone 5, care mie personal mi-a plăcut enorm și 4, deci iPhone 4 și 5 mi au plăcut enorm, am zis, băi, merită să le iau. Și de-abia atunci am trecut la iPhone 12. Și pot spune că Android-ul, cel puțin la Note 10 plus 5C, se mișcă din ce în ce mai greu, adică comparativ cu iPhone-ul. Soția mea care este un Android, mă rog, era un Android înrăit, a spus clar că, i-am luat și ei apropo, i-am luat și ei un iPhone, a zis că nu va mai trece la Android pentru că îi se pare că merge mult mai greu. Deci, da, dar pentru fani pot spune că ăsta se merită, Google Pixel, pentru că Google Pixel vine cu Android curat, vine cu o aplicație de cameră curată. Nu mă credeți, instalați-vă voi camera, parcă se numește, sau ceva de genul, de pe Android și veți vedea că, virgul, aplicația camerei merge mult mai bine decât ceea ce aveți voi instalat pe, nu știu, pe Huawei, pe uh, Samsung și etc. Pur și simplu, aplicația este optimizată pentru cameră. Nu știu cum să vă explic. Bun, Microsoft lucrează a dezvoltarea unui procesor proprietar pentru dispozitive Surface. Din nou, exact ca și în cazul Mac-ului, doresc fiecare să-și facă. Deci a făcut chestia asta iPhone, acum doresc să facă toți chestia asta. Mm, mi se pare o prostie, pentru că Microsoft nu știe să facă procesoare, punct. Adică despre ce vorbim. Microsoft caută un șef pentru dezvoltarea unui procesor proprietar. Da, Mini frigiderul, trecem la zona IT al domnului Dan Kadar, care îl salut pe această chestie, îl respect foarte mult, ba chiar mai mult, doriți să îl vedeți pe Dan Kadar, dați o abonare aici, ba chiar a postat mai devreme un clip, -am, deci cred că am văzut toate clipurile lui, dacă nu mă știu, uitați-vă uitați și voi. Toate clipurile, tati, toate clipurile Eu le-am văzut, da? Uh, Abonați-vă la Zona IT Este un super, super aici da? Bun Mini frigiderul X A, ah, și asta este scris de Marina Che Un super om care se ocupă cu Linux Am văzut Mă rog, se ocupă a încercat să treacă pe Linux și el, din ceea ce am înțeles eu, pe că nu au fost un interviu pe chestia asta, nu au discutat pe chestia asta, niciodată au -ă, dar Marina chiar a spus că ar vrea să treacă pe Linux. În fie, mini frigiderul Xbox Series costă acum 100 de euro și poate fi precomandat. Pe bune! Și asta este frigiderul. Mai mult cred că au cheltuit pe, pe grafică să mor eu decât pe frigider. Ce căuta ăla să sară pe acolo? Nu știu. Da, eu personal aș recomanda. Microsoft a făcut o mișcare să când a ales designul Xbox Series X, iar lumea a început să-mi mai să, să cu un frigider. Normal, dacă a văzut că are frigiderul, are hype, auziți zis și hai să facem și noi hype. Dar, da, pentru fani, luați-vă. Eu am avut Xbox One, nu mai îmi trebuie. Cum am spus în alte clipuri, am un Steam link. Da? Bine, e plin de praf. Dar, băi, tati, e bun pentru ceea ce trebuie mie. Plus că aștept Steam de cul, da? Steam toate jucării care conțin criptomode, deși NTF-uri. Bineînțeles, Steam nu are nimic de pierdut și da, așa este, pentru că nu îi ajută pe ei să genereze bani. Asta știm cu toții. Aici vreau să spun repede, repede, jos despre noul patch de la de la League of Legends, eu am avut probleme cu el în al instala, deci cei care folosesc Linux și folosesc Lutris, instalați-l, va ajunge 100% și pe nu vă pornește jocul. Închideți-l, da? Vă zice că nu s-a creat un executabil, la la la, la. păi mai dați o dată install și va merge. Uh, noul patch de pentru League of Legends elimina chat de uh, chat all din timpul matchmaking-ului. Este scris de Carol, care Carol este un jucător și mi se că se ocupă și cu editarea video a canalului Zona IT. Băi, da, pot spune doar atât că chatul all era nasol în matchmaking-uri, adică să l vezi pe aia cum te înjura, uite bă ce prostești, îți scade, vă spun să ce scade dorința de, de a mai juca. Așa s-a întâmplat și în CSGO când s-au scos chestiile alea, să vorbiți în timpul pauzei. WhatsApp se va transforma încet ișor într-un fel de Discord sau Telegram. Serviciul continuă să primească actualizări interese, dar oare vom avea nevoie de ele zice Carol. Cei de la XDA Developers eu, cei sunt cei care se ocupă cu, cu o comunitate legată de APK-uri, de Android, de, etc. Uh, au oferit o mică explicație cu privire la noile, noutățile aduse la varianta de 2.21.21.6 a fișierului APK pentru WhatsApp Beta. Este vorba despre o funcție community care va funcționa pe baza trimitei unui link pentru participare. În mod similar vor putea fi partajate și coduri QR pentru a primi accesul la aceste canale. Da, nu știu ce să spun și WhatsApp-ul mi se pare că moare încet, dar sigur, pentru că și după ce Facebook face în așa fel încât să moară. WhatsApp-ul era probabil cel mai popular sistem, iar acum multă lume, mai ales când au picat serverele de la Google, au trecut pe Telegram și pe multe altele. A apărut o dată de lansare pentru PUBG New State, noul uh, capitol Battle Royale pentru iOS și Android. Sincer, startul este mult, mult, mult prea târziu pentru PUBG, din punctul meu de vedere. Uh, PUBG -a vine față de Fortnite, uh, el vine cu interfața. Dar să nu uităm că Fortnite a fost interzis pe iOS și pe MacOS și pe platforma celor de la Apple. Uh, asta înseamnă că PUBG poate avea un, un boom destul de mare. Uh, în ceea ce privește detalii de, data, de început, PUBG New State introduce elemente sofisticate, cum ar fi Global Illumination, Auto instading, Auto Exposure. Chiar și așa, cerințele jocului nu sunt foarte pretențioase. De Dezvoltătorii menționează că jocul poate rola și pe dispozitive, cu măcar Android 6. Hmm, ok, And, uh, iOS 13, de la iPhone 6s în sus, uh, cu cel puțin 2GB de RAM. Hmm, da, e ok. 6 ce puțin aici în UK, este undeva la echivalentul lei, la 200 de lei, ceva de genul. Uh, nou capitol din universul PUBG se va pe 11 noiembrie 2021 și va include de la început, la început uh, 4 hărți unice. Pe parcursul Crafton vor adăuga colții nou și un sistem pe sezoane care, cu care suntem obișnuiți uh, de la mai multe jocuri multiplayer. Mm, Ziceți-mi-vă comentariu, eu cred că va avea un boom. Eu așa preconizez. Ubisoft vrea aduce la viață seria Splinter Cell cu un nou joc. Sper doar mine să n-ai be baguri. Una dintre seriile de jocuri pe care nu am vorbit este de mult Splinter Cell. Da, pentru că... Da. În ultimii ani a apărut că Ubisoft a uitat acest IP și nu va mai scoate nimic serios, iar după o serie recete care au inclus un joc mobile mediocru și un titlu VR la fel de bun, <laughs> Uh, pare că noua intrare majoră în serie se pregătește să ne spuneze ca și consolele în viitorul nu foarte îndepărtat. Conform unor surse, a, ah, deci este baza pe surse, nu este pe nimic oficial. Uh, celor de la Video Game Chronicle, Ubisoft a dat un de unui joc din seria Sprint care va fi dezvoltat de studioul din Montreal. Uh, cu această lansare, producătorul speră să spele rușinea celor două jocuri menționate mai sus și să le aducă pe Sam Fisher în lumina reflectoarelor. Uh, da și nu. Deci sper doar să nu ai baguri. Deja, nu știu, am observat că Ubisoft și e Games au început să lanseze doar jocuri cu baguri și pomă le actualizează cum este și FIFA 2021. cum a fost, pardon, FIFA 21, dar a, a cumpărat din nou teren cu FIFA 22 pentru că au reparat anumite greșeli și greșeli foarte mari. Zice aici Carol că Twitter credea că, crede că este o idee bună să-i reclame în mijlocul conversațiilor. Băi, și eu cred că este asta, pentru că am Twitter-ul, îl folosesc enorm de mult, aveți linkul meu mai jos în descriere și pot spune doar atât. Îmi place mai mult Twitter-ul, pentru că nu este atât de toxic cum este Instagram-ul, cum este Facebook-ul și etc. Ba chiar pot să vorbesc cu oameni pe care nu-i cunosc și să le ofer o soluție a anumitor probleme care de-abia atunci ei, bă, stai puțin că mie îmi place tipul ăsta ce mi-a zis, mi-a mers perfect să-i dau follow. Mi se pare bestială chestia asta. Până unde poți merge să te îmbogățești mai pe SNR pe oameni din ce în ce mai tare? Am văzut asta cu Facebook, am văzut asta și cu YouTube, dar pe Twitter nu scăpăm de agresivitatea că reclamelor. Partea cea mai aia, că dezvolte, dezvoltătorii se gândesc să introducă reclame fix în mijlocul conversațiilor. E asta de, de suge și ultima fărâmă de fluiditate constantă pe care avea scrolling prin reply-urile postate la un tweet. Da, avea un o fluiditate foarte mare. Uh, ca partea companiei Bruce, Falk a postat această idee sub forma unui GIF care exemplifică noua și genială metodă a advertising -ului. În teorie, camioane vor fi afișate fișate după primul, al treia și al patrulea replay sub un tweet. Uh, da, nu știu ce să spun. Adică eu aș fi de acord pentru că până la urmă orice companie dorește să se îmbogățească, la fel și Microsoft, uh, dar nu știu chiar nu știu, sincer, dacă nu va mai merge fluid, probabil voi zice pas și la acea, la platformă socială. Epic oferă vouchere de 10 doar a tuturor celor care o să de acord să primească spam pe mail. Băi, deci mi s-a părut genială știrea asta și de aceea am lăsat-o ultima. cine a scris asta? Marinache? Nu? marina Marinache, ce am zis eu? marina Marinache să stea Dumnezeu să Trebuie să Zice Marinache aici. Trebuie să recunosc că sunt impresionat de cât de departe au ajuns și de la Epic pentru a atrage gamer pe platforma sa. Iar ultima dovadă de, 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 disperare se ofer, este oferta din titlu. Da, Epic Games, mai ales de când Steam de că a fost lansat, Epic Games a pierdut piață și va pierde piață. Și ei sunt foarte disperați de chestia asta. Și, bineînțeles, oferă 10 dolari care nu-i poți folosi mereu. O să vedeți imediat. Uh, vei primi un voucher de 10 euro dacă ești de acord să te abonezi la newsletterul companiei pentru a fi bombardat cu spam, adică cu oferte de pe magazinul Epic Games care, pe care nu le vei cumpăra niciodată, pentru că folosești platforma doar pentru jocuri gratuite. Da, și eu la fel o folosesc. Uh, voucherul se aplică oricărei joc din magazinul virtual care costă 14,99 sau mai mult. Mm. Mm, mm. Am mai văzut oferta asta și de Crăciun. Și la finalul zilei, dacă ai un cont de Epic Games Store, deja l-ai folosit creatorului să de mail. Adică ce mai zic că și nu să zătăm în plus pentru 10 euro reducere la un joc. Băi, Marina, că pot să spun sincer, eu mi-am oprit toate spamurile. Eu, în moment când primesc un spam de la un anumit site, fac în așa fel încât, nu știu dacă știi, există opțiunea de ștergere. Dacă nu există opțiunea de ștergere, iau contact cu firma respectivă, și zic, băi, nu mai îmi mail sau și ce mi contul. Iar, bineînțeles, majoritatea sunt magazine online din UK, de unde îmi cumpăr carcase, de unde îmi cumpăr diverse chestii. Și, bineînțeles, oamenii ca să nu mă pierdă de client pe că ei, bă, stai că asta comandă odată la două luni sau la o lună, comandă măcar acolo ceva. Ia stai să-l ținem noi de client și mi opresc spam-ul. Cam așa se întâmplă. Voucherul Epic Games poate fi folosit în cadrul Halloween Sale, da? Deci nu poate fi folosit în alt cadru. Uh, și oferta asta pică numai bine. Într-o perioadă care intrăm în Halloween sale și vor fi câteva jocuri interesate pe magazinul virtual al creatorilor de la Fortnite. Desigur, sunt anumite părți mai proaste, pe cum jocuri care sunt sub 14,99, dar te-ar putea interesa. Exact, asta este chestia. Uite, de exemplu, eu vreau să-mi iau toate DLC-urile de la City Skyline. Îmi place enorm jocul. Dar sunt sub 14,99. Dar, da. De că la control care este 12 euro până la Star Wars, 14,79, vei multe jocuri bune. Dar, hei, Coco gratis, Coco gratis. Sten Coco gratis, corect. Uh, pentru a-ți primi cei 10 euro gratis, trebuie să te lugezi pe Epic Games, să te duci, să te duci la tabul Communication, de acolo bifezi că ai din dreptul e email subscribe și a trebuit să primești codul de reducere pe mail în maxim 24 de ore. Acesta este valabil până pe 15 noiembrie 2021, dacă se va erosi, dacă se va erosi, dar, deci se va irosi dacă nu-l folosești. Uh, da, exact cum a zis și Marina, că mai ales în, în, Halloween Sale vom avea foarte multe reduceri și sincer să vă spun, nu, nu l-aș folosi pentru a fi bombardat, dar întrebarea mea este dacă eu sunt de acord să primez mail-urile până când consum la și după ce îl consum să-l opresc, ce ziceți? poate, 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 poate. Uh, și dacă am acestea au fost știrile de, de, această, pardon, de această săptămână, destul de interesante și m-am decis ca aceste episoade să le fac o dată pe săptămână în care să includem mai multe știri, să le vorbim pe larg să dau câteva exemple cum a fost celui, acelui livrator care i-a furat copilul 20.000 de lire pentru a și băga bani în PUBG și nu l-a pedepsit i-a zis, Ai, mă tati, de ce trebuia să faci așa, uite, nu știu ce, nu știu cum cu banii ăia ne luam o casă și cam atât deci asta a fost singura discuție eu dacă eram știți, cureaua direct pe curul lui se ducea uh, și de aceea am decis ca acest episoade să aibă cam o oră. Uh, da, nu uitați, dacă vă plac aceste genuri de episoade, apăsați un like button, <laughs> subscribe pentru mai multe și nu uitați să activați clopoțelul pentru că urmează episoade foarte, foarte interesante. Cred că undeva pe, pe miercuri va apărea episodul cu un care să învățăm Linux și să obținem o diplomă gratuită și bineînțeles nu uitați, lăsați un comentariu ce credeți voi deci mie mi-a rămas în cap acea știre cu acea știre cu băiatul care a chemat-o pe fetiță și a omorât-o cu pietre pentru că l-a bătut pe Battle Royale pe bune deci ziceți-mi voi într-un comentariu, voi ce ziceți până data viitoare, nu uitați, rămâneți creativi și ce aveți făcut să ne auzi cu bine, pa, pa